Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vreau să vă prezint formația, tactica și echipa cu care am făcut pentru prima dată în acest sezon Gold 1, adică 20 de victorii. Am început meciurile abia sâmbătă seară. Sincer, chiar mă temeam că nu o să reușesc să le termin, însă uite și cu ce rezultat am reușit să le termin. Sâmbătă, dacă țin bine minte, am terminat cu 7 victorii și 4 înfrângeri, iar duminică seară am terminat cu 11 victorii și 9 înfrângeri. Deci, practic, aveam 20 de meciuri jucate, dintre care doar 11 victorii și mai aveam de jucat 10 meciuri. M-am trezit frumos luni dimineață, chiar nu mi-am propus să fac asta. Chiar nu mi-am propus să fac 9 victorii din 10 meciuri. M-am pus, am câștigat 1, am câștigat al doilea, am pierdut al treilea meci. Și aici am zis, bă, s-ar putea să fie greu. Eram 13 cu 10. Eram 13 cu 10. Sau 12 cu 10. Cred că 13 cu 10, nu mai știu exact. Și au urmat 7 victorii una după alta. Ok, mulțumesc. Am avut și câteva rage quit-uri. A fost fain, a fost fain. Hai să nu mai părăvrăgim atât și să vă arăt echipa. Este o echipă decentă, bună, aș putea spune. Foarte mulți, de fapt toți, în afară de Mendy, sunt untradeable. Alisson prins în pack, Van Dijk prins în pack, Varane prins în pack, Rashford picuit, Figo prins în prima săptămână de FIFA, Essien prins în base icon pack, iar acești trei jucători făcuți la SBC și Bellerin făcut ca și obiectiv. Mai avem pe bancă Atal, Insigne, Carrasco și Vela. Insigne chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îl simt destul de bine în joc, un 4-4. E micuț, în schimb, este destul de micuț. Mai avem aici Vela, care a intrat de multe ori și m-a ajutat foarte mult. 52 de goluri, 31 de pase de gol. Carrasco, pe care îl consider unul dintre cei mai buni jucători din clubul meu. Și l-am jucat în ultimul timp și pe Gonzalo Guedes, care în aceste două meciuri jucate cu el mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum se mișcă, mi-a plăcut cum stă pe teren, mi-a plăcut chiar jucându-l din postură de titular. S-ar putea să-l bag ori în locul lui Vela, ori să fie un al cincelea super sub, în ideea în care nu mă duce mai mult de rating 85, dar dacă îl scot pe Vela, mă duc în rating 84 și s-ar putea să mă ajute asta la matchmaking. Nu știu însă exact dacă să-l scot pe Vela, dacă să-l scot pe Insigne. Vela mi-a fost foarte prolific și Insigne a mișcat bine, încă trebuie să mă gândesc. Încep în acest 4-3-3 doar din considerente de chemistry, să fie toată lumea mulțumită și toată lumea în 10, implicit să fiu eu mental mulțumit de acest detaliu. Mergem la tactici și luăm prima tactică defensive. Folosesc 4-1-2-1-2 și mai folosesc acest ultra-attacking 4-2-3-1. Attacking și ultra-defensive nu le folosesc deloc. Nu am reușit să mă obișnuiesc cu ele, nu îmi place cum stau pe teren, așa că vom folosi defensive îl folosesc din primul minut al jocului și să vă arăt cum stau pe teren jucătorii. Când trecem în defensive, Marquinhos trece CDM, Bergkamp cu Essien sunt CM, Luis Figo este un CAM care înscrie incredibil de mult, iar atacanții sunt Felipe, Anderson și Rashford. Îl țin pe Felipe pe partea stângă pentru că are un fines incredibil din afara careului, o grămadă de goluri din fines din afara careului am dat cu el. Folosesc balance pe amândouă,
3 cu 3. De ce folosesc 3 cu 3? În primul rând, am făcut cu nervii de o grămadă de ori când primeam triunghiuri aici pe mijloc și fundașii mei erau foarte, foarte în margine. Erau așa, să zicem, chiar la 5, făcea aici o gaură incredibilă. Așa că am zis că 3 este superb. Mă mai prinde câteodată aici pe margine, depinde ce formație folosește. Însă dacă și el folosește o formație pe mijloc, s-a încheiat și pentru el joaca, nu are cum să treacă pe aici. Și în ideea în care am și un CDM care coboară, îl am și pe Marquinhos aici, deși nu i-am dat stay between defenders. Nu i-am făcut tot din acest motiv să fie foarte sus, fiind strânși la mijloc. Mi-este frică că dacă îi pun undeva la 5 sau la 6, atunci chiar o să am bulevard de pe laterale și nu o să reușesc să-i prind, iar oricum construcția o încep tot timpul cu fundașii și în timpul construirii atacului ei urcă ușor, ușor. Pe balance mi se pare cel mai ok pentru că jocul știe ce trebuie să facă, când o să trebuiască să câștigi, câștigi, când o să trebuiască să pierzi, pierzi. Am văzut mai nou că se poate și cu constant pressure, nu-mi place mie foarte mult constant pressure-ul ăsta, pentru că mi se pare că se duc jucătorii buluc și atunci nu mai ai un anumit control asupra lor. Pe partea de atac, tot așa ofensiv, fiind 4-1-2-1-2, îi fac puțin să fie și spre margini, să nu fiu doar în centru, pentru că dacă cineva folosește tactica pe care eu o folosesc și se adună în centru, să fiu și eu adunat în centru nu mă mai ajută, așa că măcar să am așa o porțiune de un triunghi pe aici, că dacă vine Bellerin, urcă Bellerin și îl văd pe Rashford, de exemplu, eu cu un triunghi din bandă, Rashford ocolește apărarea, gen fuge în fața, în spatele apărării, o ocolește și vine și ia minge de aici și o poate arunca în careu sau o poate întoarce și vine Figo și dă gol. Player in box 4 mi se par îndeajuns, îi ai pe cei doi, îl ai pe Figo și îți vine unul dintre mijlocași și după cum vezi de fapt nu sunt 4, intră 2, unul rămâne aici, este perfect. La fel și la corner, oricum cornerul bat scurt, pasez la unul care vine din careu, întorc în zona asta unde de obicei Felipe Anderson, braziliana o dublă, o saltă și o pleznește în poartă, iar la free kicks, dacă este undeva în zona asta, șutez oricum în principal pe poartă, dacă nu, pasez. Instrucțiunile sunt destul de simple, balance pe Alisson, pe fundașii lateral stay back while attacking, pe Marquinhos stay back while attacking cover center, de aia ziceam că aici de fapt am un fel de 3 CB, e așa, un semi CB de fapt, Marquinhos. Pentru Bergkamp am un cover center, la fel și pentru ACN, îi vreau la mijloc, îi vreau să paseze, îi vreau să facă legătura cu Figo, ca el să fie omul de creație, nu vreau să-mi creeze ACN, deși mai mi-ajunge ACN în careu pe aici și șutez cu el sau o întorc pe mijlocul careului, nu vreau să-mi creeze ACN pentru că n-are destul passing, n-are destul skill move și atunci nu mă ajută. Aici cu Bergkamp mai am un control asupra mingii la mijloc, mai pot să fac o fentă, mai pot să scot un jucător din joc, însă vreau ca Figo să-mi facă toată treaba acolo în față. Pentru Figo am stay forward pentru că are work rates care nu mă ajută, cred că are medium și vreau să fie un work rate de high medium pentru atac și get into the box for cross, cum am mai zis, poate Rashford să primească o pasă în bandă de la Bellerin și atunci Rashford se duce în bandă foarte mult și am nevoie în continuare de doi jucători în mijlocul careului, Felipe Anderson și atunci vine și Figo, sau în timp ce eu fac combinații scurte, poate pe aici Felipe Rashford sau Felipe Bergkamp, Figo vine și se infiltrează printre fundașii adversi și atunci pot să dau un triunghi, un double triunghi, un double tap pe triunghi și atunci cu un double triunghi a sărit mingea la Figo și o pot plezni direct în poartă.
Pentru atacanți e simplu, am dat getting behind, de la un moment dat încolo au schimbat ceva, nu mai știu exact când, după un anumit update au schimbat ceva și își fac run-urile mai bine și mă ajută destul de mult acest getting behind. La început am folosit fără getting behind, îi trimiteam eu singuri, însă cumva mi se părea un efort în plus de care nu voiam să am parte. Asta e formația care o folosesc în minutul 1 și cu tacticile astea. În momentul în care sunt condus, vreau să forțez și vreau să revin, trec pe acest 4-2-3-1. Nu îmi place neapărat de mult, însă mă deschid și am o arie mai mare de joacă, ca să zic așa. Aici sunt într-un 4-6, i-am urcat puțin mai spre mijlocul terenului, pentru că nu așa, vreau să dau gol, vreau să atac. Iar aici am un 5-6, din nou vreau mai mulți oameni în careu, vreau să înscriu, vreau să revin, vreau să egalez sau poate vreau să dau golul decisiv, să nu intru în prelungiri. Pe formația asta Essien își are locul cel mai bine, sunt în 2 CDM cu Essien și Marquinhos, sunt cu Figo pe bandă, Felipe Anderson la fel tot pe bandă, Bergkamp, Tchame, Rashford, CT. Însă, de obicei, formația asta o bag undeva, o folosesc undeva în minutul 70-75. Deci, acești 3 oameni de pe aici, 4, depinde în ce ordine vreau să-i schimb, mai poate trec câteodată pe Figo, trec CAM și bag 2 benzi și un atacant nou. Deci nu prea joc cu ăștia aici, ori cu Vela aici, ori cu Carrasco care au viteză bună, ori îl bag pe Atal CAM, acum și cu Guedes. Nu sunt cei de aici în această formație și nu cred că Figo ar putea să ducă bandă așa de mult sau așa de bine. Pe parte de instrucțiuni, tot așa, stay back while attacking pentru RBLB. Aici am cut passing line, stay back while attacking și cover center pe amândoi, chiar dacă vreau să mă duc să dau gol. Eu nu vreau să mă descoper chiar atât de mult, eu nu vreau să-mi las găuri în apărare. Eu vreau doar aceștia din față să își schimbe puțin pozițiile. Dacă eu am obișnuit adversarul 70 de minute să joc pe centru, în momentul în care schimb formația asta și fac acea mișcare de reorganizare în teren, cumva jucătorii adversi și adversarul va continua să se apere exact cum l-am învățat timp de 45 de minute, exact în locurile alea. Așa că e un momentul în care încep să mă deschid și am oameni mai mult pe bandă, reușesc să fac acolo 2-3 momente de confuzie, să nu știe exact unde mă aflu și reușesc să dau golul, după care revin din nou la 4-1-2-1-2. E mai mult o schimbare de mentalitatea echipei mele și un mini șoc psihic, vizual pentru adversarul meu, care vede deodată că Figo de la CAM este în bandă și vede că tot atacul meu este mult mai lăbărțat, mult mai deschis. Pentru Figo am comeback on defense și get into the box for cross. Bellerin oricum îmi urcă pentru că este high, oricum este aici. Și cum am zis, vreau să atac, dar să mă și apăr în continuu. Și nu-i neapărat o formație de atac asta, poate este un alt tip, o altă metodă de atac. Nu este, amândouă sunt formații de atac. Nici aia nu e formație de defensiv, nici asta nu e formație de attacking. Amândouă sunt formații de atac, dar pe stiluri total diferite. Pentru cel din mijloc am balance, am default, este așa cum e lăsat de la cei de la EA Sports. Pentru partea stângă, la fel, comeback on defense, get into the box for cross, iar pentru atacant am target man. Îmi place să am pe această formație unde am doar un jucător, am target man, acela se mișcă după o viitoare, după o posibilă pasă, este omul care trebuie să înscrie pe el în această formație, pe el îmi bazez tot jocul, pe el îmi bazez focusul, pentru că știu că el trebuie să mă readucă în avantaj sau să egaleze adversarul. Astea sunt formațiile pe care eu le folosesc cam de la începutul FIFA 21. Am văzut că în ultimul timp, după ultimul update, se folosește un 5-3-2. Nu știu exact încă cum se joacă,
M-am uitat peste niște videouri și sunt tare curios. Vreau să-l testez și eu, vreau să văd dacă mi-ar merge cu această echipă, cu acești jucători. Cred că s-ar potrivi 5-3-2 pentru că l-am pe Marquinhos și tot de fapt mi-ar fi un 4-1-2-1-2, însă de fapt mi-ar fi un 4-2-2-2, că oricum în formația asta LBU-RBU urcă. Oricum în formația asta LBU-RBU urcă, deci o să văd. Vreau să mă pun un pic să studiez. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, mergeți, aveți link-ul în descriere, dați un follow, mă găsiți și pe Facebook. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe aici, facem 1300 curând, apăsați pe butonul de like și până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ceau! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.